pentru că au, am înțeles, 1700-1800 de salariați, lucrează inclusiv în străinătate, sunt foarte serioși, de-aia au făcut stadion la Cluj, la Craiova și alte edificii, sunt foarte serioși. Ei spun mai mult decât atât, că vor termina obiectivul înainte de termen, ceea ce este extraordinar. De asemenea, am luat-o pe repede înainte cu stadionul. Păi stadionul faci toată ziua sau săli polivalente? Du-te cu el. Proiecte știți, v-am anunțat că îl facem. Cineva mă critica, zice, domne, stai puțin, că uite viziunea lui Ionică, aia învechită, zice, ăsta face niște polăți, dacă știți termenul și dacă știți mai mult de atât cât atât, e treaba dumneavoastră, eu văd că știți și n-ați uitat. Păi uite, acestea sunt polățile de la stadion, ăsta este proiectul final agreat de CNI, care a mai făcut niște recomandări, că aici te duci și muncești mult ca să-l faci la liniuță, cu tot, aveți toate coordonatele acelea. Acesta este proiectul care va fi cel mai modern din țară. Din ce motiv au modificat, s-a modificat proiectul și a ajuns în forma aceasta? Pentru că s-a avut în vedere greșelile, eventualele greșeli de la celelalte proiecte, cum e Craiova, care a sufocat gazonul și altele, și au zis ca să fie proiectul cel mai confort, cel mai ok. Vă dați seama, o bijuterie de stadion care va intra, am vorbit cu domnul Burleanu, în circuitul național al competițiilor, fiind în raza aceea 100 km cu capitala. Noi le-am depus documentațiile odată cu, trebuia să înceapă lucrările cu sala polivalentă. N-au putut să înceapă lucrările acestea, pentru că prioritatea națională la stadioane sunt cele patru pentru competiția 2020 și 2021 acum de la București. Dar este agreat și în forma aceasta suntem. Vă spun că e un lucru foarte bun și măcar cât trăiesc știu și eu că am pus și omărul la ceva foarte important, până lângă altele care... Cu pista? Rămâne pista? Da, rămâne, asta a fost o condiție. Noi am zis, dom'le, hai să o dăm jos. Știți că... Spate. Nu, da. am băgat 46 de miliarde în 2011, iar la ora aceasta este cea mai modernă pistă de atletism din România, la momentul acesta. Și niciun stadion nu prea să încumetă să mai facă pistă de atletism, pentru că acolo nu sunt foarte mari interese. Interesul național este sportul. Dar la fotbal, vorba și de bani și de altă categorie de susținători, e cu totul o altă treabă. Iar pista va rămâne. Pista va rămâne. A fost condiția și va rămâne.